Salutare vulpițelor și vulpișorilor! Angelica cam insistă să mă țină în brațe, de asta arăt în halul acesta. Angelica, în episodul de astăzi este vorba despre Angelica, mai exact doi băieți din clasa ei care sunt și frați. Sunt foarte îndrăgostiți de Angelica. Și bineînțeles, având în vedere că sunt doi frați, aceștia ajung să se bată pentru Angelica. Dacă vreți să vedeți, nu uitați să dați pentru mine un mare like, subscribe, clopoțel și să înceapă mare distracție doar pentru voi. Mami, tati, mami, tati, ce faceți pe jos? Ați rămas fără pat, mami și tati? Angelica, despre ce este vorba? Că aveam o conversație foarte serioasă cu tatăl tău. Da, da, vorbeam chestii foarte importante. Spune-ne, Angelica. Ce vorbiți voi foarte important? Că nimic din ce vorbiți voi nu e important. Cum adică, Angelica? Ce vrei să spui? Că vorbim numai bazaconii? Da, mami, nu te supăra. Apropo, mami, îmi dai astăzi la școală un meniu de la me? 25 de lei, mami? Păi pentru ce trebuie 25 de lei, draga mea? 25 de lei? Stai puțin, eu când mergeam la școală primeam 2 lei să-mi iau un covrig. 25 de lei pentru tine, bănuiesc, și 25 de lei pentru Cosmine? Păi trebuie să le dăm din start 50 de lei. Da, o grămadă de bani, aoleo, Foxy, cred că sărăcim. Aoleo, mami, dar nu mai fi așa scârcită, că-mi dai doar mie 25 de lei, lui Cosmine. Dai că e bolnav și nu merge azi la școală. E bolnav? Foxy nici nu știau asta. Hai să vedem cum adică e Cosminelu bolnav. Hai să vedem. Nici n-am observat. Mamă, ce părinți răi suntem. Cosminelu? Cosminelu, ai zis surioara ta că nu te simți bine. Sper că nu te prefaci. Nu te simți bine? Mami, tati, se învârte totul cu mine, sunt atât de bolnav, aoleo, nu pot să mă ridic din pat, am încercat de 36 de ori să mă ridic și n-am reușit niciodată. Recunoaște, tu ai stat iarăși până noaptea târziu pe telefon și te doare capul acum, așa-i? Recunosc, mami, nu am stat, nu, însă totul se învârte. Ok, bine, Cosminelu, îți dăm Nurofen sau mergem la doctor să vedem ce trebuie să-ți dea să-ți revii. Houdini, dă-i la Angelica 25 de lei pentru școală. Oh, Foxy, tot eu trebuie să-i dau. Păi eu nu am bani scoși, doar pe card. Hai, nu mai fii un tătic zgârcit și dă-i la fetița noastră bănuți. Ui ce se bucură, drăguța de ea. Hai, dă-i așa. Hai, mă, tati, tu îmi dai doar 25 de lei? Așa zgârcit ești, o fetiță ai. Dă-mi și mie încă 5 lei, dacă îmi trebuie, ce știu, pentru ceva, să am 30 de lei acolo. Of, bine, mai ia încă 5 lei, doamne că m-a sărăcit Angelica. Copii, mi se pare ceva foarte ciudat. Am zis că facem o ieșire cu clasa la Mac să mâncăm cartofi burger, dar sunteți doar trei. Angelica, unde e fratele tău și unde sunt restul colegilor? Suntem un grup cam mic. Data viitoare nu mai facem excursii dacă nu veniți mai mulți. Doamna profesoară, Cosminel se simte foarte rău și e bolnav și nu a putut veni. Iar restul colegilor sunt plecați la excursia la Iași, că merg acolo să viziteze palat și de asta. Da, da, doamna profesoară, da, să știți că așa au fost, da, cum zice Angelica, da, da. Bine, copii, mâncați și după aceea eu mă duc acasă și dacă vreți mai rămâneți voi, că eu nu stau doar cu atâția copii în excursie. Ok, doamna profesoară, bine. Of, copiii ăștia, mi-au irosit timpul. Îmi iau limuzina și mă duc acasă să mă uit la un serial. Angelica, fugi de aici să nu te calc. Copil minune ce ești. Așa, 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 stai că dau cu spatele. Am luat stâlpul, nu-i nimic că mă pricep. Așa, bun, asta la vista. Și ce facem, băieți? Adică profa mi-a părăsit și a luat limuzina și a plecat. Dacă nu aveți chef să facem nimic, eu mă duc
da, te-aș conduce până acasă, însă mi-ar plăcea mai mult dacă merge prin parc, doar noi doi, fără fratele meu, dacă mă înțelegi, să ne ducem să ne plimbăm, să ne simțim bine, să ne jucăm, cred că ar fi super într-o zi atât de însorită. Amice, George, nu am chef azi de plimbări cu amicul meu. Vreau să văd dacă putem face toți trei ceva distractiv, nu știu, să jucăm ceva. Adică ori mă duc acasă, ori nu ies nicăieri. Auzi, Angelica, știi la ce mă gândeam eu? Mă gândeam că dacă tot am geanta asta plină cu bani și îi mergem să ne luăm înghețată de toți banii, dar nu-i le iau și pe fratele meu pentru că el e mai sărac, știi? Eu am o grămadă de bani, mergem doar noi doi, ce spui? Nu știu ce să zic, bossu, dar voi doi nu sunteți frați, adică mie mi se pare că voi doi vă cam certați pe mine și știu că sunt cea mai frumoasă și cea mai tare și cea mai superbă și nu mă lau, dar nu vreau să bag ceartă între frați. Hotărâți-vă voi între voi care mă vrea și apoi anunțați-mă și pe mine. Auzi, frate, știi ce? Angelica e a mea. Niciodată n-o să fie a ta. N-o să iasă niciodată doar cu tine, da? Aproape că a ieșit odată doar cu mine când m-am dus cu ea la sala de mese. Eram doar noi doi pe coridor. Ce, frate? Cum adică aproape că a ieșit cu tine? Nu, nu, n-o să se întâmple niciodată asta. Ești iubita mea, Angelica. Bine, încă nu știe că e iubita mea, dar o să fie în curând. Așa că... Pa, frate, nu o să rămână iubita ta niciodată. Ne mai vedem noi, ești cam sărac. Ha, ha! Ha, ha! Ce-mi place când se ceartă băieții pe mine. Da, ce tare mă simt. Sunt cea mai frumoasă. Mami ar fi mândră de mine și tati. Știi ce? Eu cred că o să plec și o să-i las pe cei doi să se certe degeaba pe mine. Da, ce malefică sunt. Bine, frate, cum zici tu? Astăzi ești tu cu Angelica, dar mâine ies eu. Ok, bine, de acord, dar stai puțin, frăcioare. Unde ești Angelica? Angelica a plecat? Cred că te-a lăsat baltă, frate. Oh, nu! Deci, vulpițelor și vulpișorilor, se pare că Angelica, fetița mea, a ales să le dea țeacă celor doi băieți care sunt și frați. Se vede cu cine seamănă Angelica. Sper că v-a plăcut episodul și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați pentru mine un mare like, subscribe, clopoțel și să aveți o zi frumoasă ca și voi. Noi ne reauzim data viitoare. Pa, pa!